Iar acum, stimați telespectatori, ne bucurăm de muzică frumoasă, de muzică plină de căldură. Următoarea noastră invitată este Geta Burlacu. A acceptat din prima să vină la noi în această seară și să-și petreacă seara de Crăciun și alături de dumneavoastră, telespectatorii Moldova 1. O ascultăm cu drag, iar apoi stăm un pic la vorbă. Crăciunel de pe fereastră, haide ieși afară gazdă, că au venit să te colinde. Lasă ardă focul-n vatră, pune-ți acea brodată, că au venit păstori la poartă. Să trăiești mulți ani, să înflorești mulți ani, sfântă-i seara de Crăciun. Dacă vrei să ai la săraci să dai, sfântă-i seara de Crăciun. Crăciunel alb din poveste, cerul azi ne dă o veste, că o stea ne ocrotește. Pentru noaptea cea divină, pune masa că o să vină, îngerii să ne colinde. Să trăiești mult, să înflorești mulți ani, sfântă-i seara de Crăciun. Dacă vrei să ai la săraci să dai, sfântă-i seara de Crăciun. Doamne, ce oază de căldură și de liniște e Geta. Geta, te rog să vii până aici. N-am mai venit eu la tine, că eu m-am așezat aici așa confortabil. Îmi dai voie să te îmbrățișez? Sigur că da. Te rog, te îmbrățișez. Bună. Și așa, inimă la inimă. Așa, a, așa. Ce frumos. Hai să ne așezăm. Și vezi că eu am zis, am ținut să menționez acest lucru. Geta a acceptat din prima atunci când am rugat-o să fie alături de noi. Știi de ce, da? Pentru că mie mi-este dragă de voi. Exact, da. Pentru că cine vine la voi și de obicei la voi vin oameni interesanți, oameni pe care poți să-i asculți, pe care vrei să-i asculți, pe care vrei să-i vezi. Și așa cum mie îmi place să
vă privesc de acasă, exact așa îmi place să vin la voi. Mulțumim tare, tare mult. Și vreau să felicit toată echipa voastră. Eu știu că cei de acasă de obicei te văd pe tine și văd oaspetele din studioul tău, dar nimeni nu știe de fapt câtă lume muncește la acest frumos proiect și cei din studioul de regie și cei de după camere de filmări și cei care sunt în asistență, în regie. Pe toată lumea vreau să felicit cu aceste frumoase sărbători și vreau, cred că, să vă mulțumesc din partea tuturor oamenilor din această țară că intrați cu vești frumoase și interesante în casele lor. Ne crește inima de bucurie. Pentru că meritați. Mulțumim tare mult, Geta. Uite, spuneai despre faptul că există lucruri care rămân în spatele camerelor. Și cu siguranță că și viața ta e cumva tot așa, formată dintr-o parte care se vede și o parte care nu se prea vede. Exact. Mie îmi pare că toate lucrurile cumva au fațadă și au partea cea din umbră, care de fapt este foarte prețioasă pentru toți, pentru noi oamenii, pentru că acolo se află foarte multe resurse. Și atunci când spun acest lucru, nu neapărat zic despre lume, dar și zic despre noi personal, pentru că noi în suflet avem mult mai multe lucruri frumoase despre care nici nu știm despre noi. Iar în umbra televizoarelor, toată lumea, cei care vin în fața spectatorilor, au acasă familie, au acasă oameni dragi, au acasă zile frumoase și pline, au diferite dispoziții care uneori este mai tristă, dar și această tristețe este binevenită uneori. Cu siguranță, cu siguranță. Geta, zi-ne ceva ce ți s-a întâmplat în 2021 și n-ai mai povestit până acum. Ceva noutăți. Ceva noutăți frumoase, nu știu. A fost un an care mie mi s-a părut unul foarte lung. Deci nu a fost un an plicticos, a fost un an fain. Cred că recent lucrul pe care l-am făcut a fost un training, cursuri de Wing Wave, de EMDR. Este o tehnică în psihoterapie, de psihoterapie. Explică-ne. Exact, este o tehnică în psihoterapie de termen foarte scurt, deci foarte eficient la moment atunci când are nevoie cel care vine în cabinet. Și mie mi se pare că asta este un lucru wow pe care am reușit să-l fac, pentru că îmi doream acest lucru, cred că undeva de 3 ani. Și acum, în sfârșit, nu știu doar cum lucrează, dar și pot lucra cu acest lucru, cu acest instrument. Ce lucruri frumoase s-au mai întâmplat? Balul de la Hospice Angelus Moldova și vreau să-i salut pe colegii mei. Alt lucru frumos care s-a întâmplat a fost videoclipul Trandafir Floare Aleasă și acel proiect împreună cu Baletul Național Joc pe care l-am avut în august. Ce lucruri frumoase s-au mai întâmplat? Mie mi se pare că în fiecare zi se întâmplă lucruri faine, frumos. Exact. Copiii au venit în vacanță, da, și tot stăm împreună și vorbim atâtea lucruri și ei tot cresc mai mari. Și îmi pare foarte bine că noi avem ce discuta împreună și ei mă ascultă și eu îi ascult și mi este foarte interesant să ascult cu ce trăiesc copiii mei și apreciez foarte mult lucrul că au încredere în mine și îmi spun lucruri pe care eu, mamei mele, nu puteam să le spun și eu apreciez mult sinceritatea asta a lor. Deci Elvira și Sebastian sunt acum acasă lângă tine. Exact, da, studenții mei sunt acum acasă. Se întorc înapoi. Exact, se întorc apoi în scurt timp la studii, de fapt ca și o mulțime din copii, exact. Copii, pentru că noi cei maturi, minus 15 ani, deja pe toți cumva îi vedem așa, mai copilăroși. Da, ca și toți copiii frumoși din Moldova care învață în străinătate. Sărbătorile în copilăria ta erau foarte diferite de sărbătorile pe care le ai acum, pe care le petreci astăzi? Tu mă întrebi și pe mine atât de frumos mă furnică atunci când ai întrebat despre sărbători de iarnă și despre sărbătorile de acum și sărbătorile din copilăria mea. Eu cred că este necesar să spun acum prima amintire care mi-a venit acum așa, wow! A fost o iarnă cu multă, multă zăpadă. Și țin minte eu cu taică meu și vreau să-i transmit mari salutări și familiei mele, mamei și tatălui. Și țin minte cum cu tata am făcut o babă de zăpadă. Atunci mi se părea imens de mare și foarte frumoasă. Și cred că asta este una din cele mai wow amintiri din copilăria mea. Sigur că nu lipseau cadourile. Acum exact nu pot să-mi aduc aminte absolut toate cadourile. Un lucru important cred că sunt emoțiile, cele care stau în spatele acestor cadouri.
Mi-am adus aminte cum la 11 ani, exact de anul nou, nu de Crăciun, de anul nou, am primit primul meu ceas electronic. Electronica, îmi pare că așa se numea. Și eram super fericită. Ceas de mână? Exact, ceas de mână electronic. Și uite, cu acel ceas de mână, pe care nu știu de ce profesoara nu-mi dădea voie să-l port la școală, nu știu de ce, nu înțeleg. Și acum nu înțeleg multe lucruri care se întâmplă în școlile noastre, dar asta e. Deci, acel ceas de mână electronic cumva m-a făcut să mă simt așa, wow, sunt matură. Aia a fost așa, momentul de cotitură, unul dintre momentele cotitură. Sunt asemenea momente în copilăria noastră care marchează cumva un nou început. Dacă vrei să-ți mai spun o întâmplare. Te rog, sigur. Țin minte cum am fost la un mateneu împreună cu taică meu și eu eram podobit atât de frumos și țin minte că trebuia să cânt un cântec. Era pentru prima dată, cred că aveam vreo 8-9 ani, da? Când am ieșit să cânt într-un microfon, în boxe, și când am luat microfonul și am început să cânt, am înțeles că vocea nu mă ascultă deloc. Am cântat, am încercat să o prind, până la urmă nu am mai prins-o, vreau să mă crezi. Și când am lăsat microfonul jos și am plecat de acolo, am auzit foarte clar când cineva din spate, doi băieți, unul altul i-a zicea: Зачем она вышла петь? У нее же нет ни слуха, ни голоса. Ți-închipui? Da, te-a și asta marcat, nu știu dacă m-a marcat, pentru că dacă sunt aici, cred că nu m-a marcat atât de mult. Dar nu pot să spun că deloc nu m-a marcat, pentru că întotdeauna când ies în scenă, eu simt responsabilitate și întotdeauna undeva în capul meu sună: eu am auz și eu am voce, totul este ok. Dar apropo de subiectul ăsta, mai ai nevoie de confirmări sau de validarea celor din jur? Eu cred că da, pentru că nu este din cauza, sau nu doar din cauza că uneori nu pot să mă simt sigură în scenă, nu din acest motiv, dar exact, cred că un exemplu foarte bun ar fi cântarea mea de la Bălți, de ieri, da? Deci nu contează cât de mult aș vrea să dau din scenă. Pentru mine foarte mult totuși contează ca cei care stau în fața scenei să cânte, să chiuie, să danseze împreună cu mine. Și atunci iese că acest feedback pentru mine este unul foarte important. Și atunci din scenă plec cumva fără frustrări. Ce nu am făcut sau ce am făcut sau ce trebuia să fac mai bun. Deși știu că pot să cânt, știu că piesele mele sunt, nu toate, dar ele sunt faine. Și atunci când ies în scenă și văd, nu știu, începând de la 12 și până la 112 ani, lumea se uită, dansează și se simte bine, pentru mine contează părerea lor și pentru mine contează bunăstarea lor de suflet în acel moment. Eu sper că și acum în fața micilor ecrane avem exact această categorie de public, de la 12 sau de la mai puțin până la foarte departe. Asta îmi doresc, ne dorim noi și îți doresc și ție, Geta. Mulțumesc și vouă succes și un an fain și ușor. Așa să fie. Iar dacă o să fie și mai greu, că nu poate fi tot ușor. Nu, să fie fain. Da, să fie fain și să reușim să trecem prin toate. Mulțumim tare mult încă o dată. Te invit să ne mai cânti o dată, Geta. Mersi foarte, foarte mult. E, până acum, stimați telespectatori, noi avem o seară absolut minunată, zic eu, pentru că avem parte de muzică frumoasă, de oameni faini care vin să ne povestească lucruri interesante. Avem parte și de cadouri. Imediat mergem din nou la Dana și Ion ca să aflăm unde au poposit de această dată. Dar până atunci, Geta Burlacu. Știu un cântecel care poartă el o urare ca o floare într-o zi de sărbătoare. Două vorbe mici, spuse cu lipici, scrise de bunici și străbunici. Știu un cântecel care poartă el o urare ca o floare într-o zi de sărbătoare. Două vorbe mici, spuse cu lipici, scrise de bunici și străbunici. Hai noroc, hai noroc, bine să trăiești lângă cei pe care îi iubești. Hai noroc, hai noroc, zi cu mine zi, hai noroc și numai bucurii. Uite
așa aș sta și aș tot cânta stelelor să toți în pasul, să nu mai știu cât e ceasul, dar de ce să dorm dacă nu-mi e somn, azi petrec și eu ca orice om. Uite așa aș sta și aș tot cânta stelelor să toți în pasul, să nu mai știu cât e ceasul, dar de ce să dorm dacă nu-mi e somn, azi petrec și eu ca orice om. Hai noroc, hai noroc, bine să trăiești lângă cei pe care îi iubești. Hai noroc, hai noroc, zi cu mine zi, hai noroc și nu mai bucuri. Ești băutor, nici risipitor, nu bei până în cap sub masă, ca să ajungi târziu acasă, dea mai puțin trel, pui-te un păhărel, că-ți-e drag ca să ciocnești cu el. Nu ești băutor, nici risipitor, nu bei până în cap sub masă, ca să ajungi târziu acasă, dea mai puțin trel, pui-te un păhărel, că-ți-e drag ca să ciocnești cu el. Hai noroc, hai noroc, bine să trăiești lângă cei pe care îi iubești. Hai noroc, hai noroc, zi cu mine zi, hai noroc și nu mai bucuri. Hai noroc, hai noroc, bine să trăiești lângă cei pe care îi iubești. Hai noroc, hai noroc, zi cu mine zi, hai noroc și nu mai bucuri.